În această perioadă, muncitorii se concentrează pe reabilitarea șarpantei sudice a palatului. Vor fi păstrate vechile elemente de susținere realizate din lemn de stejar, iar pe acoperiș sunt înlocuite țiglele. Cu siguranță știm din cercetările de arhivă că o bună parte din meșterii care au lucrat la șarpantă au fost aduși din diferite zone ale Imperiului Habsburgic, cu plecădere din Austria. În paralel, echipe de specialiști lucrează la reabilitarea sălilor din aripa sudică. Aici, după ce a fost dată jos tencuiala, au fost descoperite picturile originale vechi de sute de ani. Atunci când au demarat efectiv lucrările, atunci începem sau am început să descoperim clădirea. Clădirea care ne rezervă foarte multe surprize și care surprize la urma urmei ne creează situații noi. De la începutul lucrărilor în luna decembrie anului trecut a fost igienizat și subsolul clădirii, unde au fost descoperite mai multe butoaie de mii de litri. Acestea au aparținut firmei Vinalcol, cea care a folosit subsolul în perioada comunistă și la începutul anilor 90. Spațiul va fi deschis publicului peste două săptămâni cu ocazia nopții muzeelor. Într-un stadiu avansat se află și lucrările la fațada exterioară a aripii sudice, acolo unde se fac acum teste de culoare. În secolul al XVIII-lea nimeni nu și-a pus problema confortului termic, deci s-au obișnuit și cu un singur rând de tântării. Al doilea rând a fost utilizat abia probabil în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Parcul din jurul Palatului Baroc va fi și el refăcut printr-un proiect interregional România-Ungaria. Lucrările se vor desfășura în perioada iunie 2018-mai 2020 și cu un buget de aproape 800.000 de euro, zona va primi o altă față. Asfaltul va fi înlocuit cu piatră cubică, iar aleile vor fi finisate cu scoarță de copac. Se vor amenaja zone cu diferite soiuri de plante și vor exista zone tematice și de relaxare, în stilul grădinilor baroce. Dorim să rămână un spațiu deschis, dar va trebui să găsim condiții noi în care ceea ce se investește aici să poată fi asigurat și să poată fi păstrat în condiții cât mai optime. Palatul Episcopiei Romano-Catolice, parte a celui mai mare complex baroc din Europa de Sud-Est, va fi restaurat cu aproximativ 6 milioane de euro. Banii sunt alocați de guvernul maghiar.